Leuda să fie Iisus, bună dimineața și bine ne reauzim, dragi prieteni, în direct de la Sanctuarul Marian de la Cacica. Echipa Ercis Media este pregătită pentru a vă transmite Sfânta Liturghie Pontificală a Hramului în sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Așadar, vă salutăm cu multă bucurie de la microfoanele Ercis Media, Alexandra Cojan și Părintele Adrian Blăjuță, bineînțeles împreună cu invitatul nostru special din această dimineață. Ne bucurăm să-l salutăm alături de noi pe Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, lăudat să fie Iisus și bun venit în fața acestei echipe, să spunem, tinere, care se lansează cumva cu această sărbătoare deosebită. Înveți și veselor vă spun și mă bucur mult, mult mă bucur că acum am bucuria particulară, specială de a întâlni Ercis Media. Sigur că este un moment cu totul particular. Participarea credincioșilor în aceste zile grele este un semn de prețuire pe care o am față de Maica Domnului și singur acest lucru îmbucură inima păstorului și inima tuturor credincioșilor. Trebuie să vă spun că eu sunt unul dintre cei care am crescut la umbra acestui sanctuar începând la începutul preoției mele, adică fiind vicar la Rădăuț, am primit misiunea de a îngriji pentru o perioadă de timp parohia Cacica și Solonez. Și sigur că trebuie să vă spun că atunci când am intrat prima dată în acest sanctuar, am simțit un fior care m-a însoțit mereu atunci de când veneam la Cacica. Și atunci am avut acea bucurie de a mă apropia mereu de acest sanctuar. Cât am fost vicar la Rădăuț, apoi când am ajuns la seminar și desigur când am primit misiunea de a fi ordinarius al diocezei și ca episcop. Trebuie să recunosc că poate odată, dacă am lipsit de la hramul de la Cacica, de la această sărbătoare, pentru că am considerat că este o datoria mea ca și preot, ca și ordinarius, ca și episcop, să susțin această lucrare divină pe care Maica Domnului, iată, o împărtășea tuturor celor care veneau să se întărească aici la sanctuarul Maicii Domnului. Trebuie să știți că au fost momente foarte grele. A credincioșii nu s-au descurajat. Erau gesturi pe care sigur că le amintim cu plăcere când făceau eforturi enorme pentru a putea ajunge aici la sanctuarul din Cacica. Sunt bucuros să fiu și de data aceasta ca episcop emerit aici alături de Preasfințitul Iosif pentru a sublinia încă o dată că acest sanctuar a fost și rămâne inima Maicii Domnului în dieceza noastră. Rămâne sanctuarul care ne-a chemat și ne cheamă mereu aici la sărbătoare. Preasfințite, rândul meu să vă adresez o întrebare. Știm de-a lungul activității, de-a lungul celor 41 de ani de păstorire ca ordinarius mai întâi, apoi ca episcop al diecezei romano-catolice de Iași, mereu v-ați îndreptat spre Cacica, mereu v-ați îndreptat spre Sfânta Fecioară Maria. Am descoperit și în predicile, cuvântările pe care le-ați făcut și le-ați adresat preasfinția voastră, un gând special către Maica Domnului. De unde este această devoțiune specială? Ce reprezintă sau cine este Maica Domnului pentru activitatea preasfinției voastre, dar și pentru viața preasfinției voastre? Maica Domnului e Maica lui Iisus. Este Maica noastră. Pentru că ea, cu adevărat, ne dorește să fim în jurul lui Iisus și practic încă din copilărie noi și eu personal mă îndreptam spre Maica Domnului ca una care este mama noastră, mama cea care ne însoțește mereu. Un gând care m-a însoțit este aceea că trebuie să fim fericiți că avem o mamă bună. Sau fericiți copiii care au o mamă bună. Noi am căutat să găsim în Maica Domnului acel
moment de întâlnire cu Iisus, pentru că ea ne l-a adus, ea ne l-a dăruit, ea ne l-a arătat și aici la Caceca într-un chip cu totul deosebit. De aceea am spus și la început că am fost fericit să pot să mă apropiu de acest sanctuar și chiar să nu lipsesc în toată perioada aceasta mea de 41 de ani, odată poate s-a întâmplat să nu pot fi aici la Caceca. În rest am fost totdeauna. Un dor pe care l-am avut în viața mea, primit de la părinții mei și din satul meu, din satul Ghereiești. Sigur că am menținut mereu această legătură pentru a arăta credincioșilor că aici găsim cu adevărat oaza în care Maica Domnului ne vrăjește, ne cheamă, ne întărește, ne încurajează și ne bucură. Și au fost și momente grele, dar au fost și multe bucurii care s-au împlinit în această lungă perioadă la care eu am fost părtaș pentru meritele mele și pentru faptul că, ca și fiu al bisericii, trebuia să fiu mereu preocupat și de această prezență a Maicii Domnului în viața noastră și de acest sanctuar al bisericii noastre din Iași, din dioceza de Iași. Și tocmai despre câteva dintre aceste bucurii aș dori să ne vorbiți în continuare, înainte de a intra în direct, le spunem și celor care ne urmăresc, deja rememoram cumva câțiva ani sau câteva evenimente din anii trecuți, faptul că în 2010 era sfințit această piațetă împreună cu statuia Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea, după care icoana Sfintei Fecioare Maria a pornit într-un pelerinaj de această dată, ea să ne viziteze în parohiile noastre locale. De ce toate aceste momente și ce au însemnat până la urmă pentru viața diecezei de Iași? Nu putem să fim creștini fără ca să o iubim pe Maica Domnului. Și ca atare era firesc și trebuia să fie și este o datorie a noastră să o găsim pe Maica Domnului ca o mamă care ne unește pe toți. Și sigur că în această perioadă trebuie să spun că au fost multe momente. Aș nota că ori de câte ori am fost la Roma, l-am întâlnit pe Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Papa al II-lea, Ioan Paul al II-lea, și i-am vorbit despre această imagine și despre acest sanctuar. De fapt, el știa și era tare interesat să afle ce se mai întâmplă aici, la Cacica, în jurul Maicii Domnului. Când a venit în România, sigur că noi doream să ajungă și la Cacica, să-i drept. Nu s-a putut. Și atunci ne-am gândit noi să-i ducem pe Maica Domnului de la Cacica la București. Și sigur că s-a bucurat foarte mult. Apoi am ținut ca acest sanctuar să devină Bazilica Minoră. Bazilica Minoră în titlu cu totul special pentru bisericile căutate și iubite și prețuite de credincioși. Și în anul 2000, anul jubiliar, Sfântul Părinte Papa ne-a dat acest decret, această numire a acestui sanctuar, ridicându-l la rangul de Bazilica Minoră. Iată, este aici notat la intrarea în biserică acest titlu deosebit pe care Sfântul Părinte a ținut să ne-l ofere. Am vorbit de multe ori că e bine ca această bazilică să devină pentru toți un punct de întâlnire, un punct de întâlnire între români, polonezi, ucraineni, catolici, ortodoxi și alte religii. Aici se întâlnesc fiii Maicii Domnului și sigur că ne-am bucurat să realizăm aici acest scop al nostru și această dorință noastră să fim împreună. Fie că era ploaie, fie că era vânt, fie că erau situații mai dificile, fie că erau multe opoziții din partea autorităților, totuși, noi cu tot dragul și cu toată sufletirea veneam aici la Caceca, așa foarte, foarte mulți credincioși. Impresionant cum participau la acest sanctuar în viața pe care eu sigur am urmărit-o așa și de jos și de sus în această trăire a mea aici legată de Caceca.
Dacă mai continuăm un pic momentele importante pe care le-ați pregătit și le-ați promovat între 2010-2014, icoana Maicii Domnului, amintea și Alexandra, a mers în toate comunitățile din Moldova, din dieceza romano-catolică de Iași, întâlnind familiile, pentru că erau acei 3 ani dedicați familiilor. Apoi, la capătul acestui pelerinaj, Pelegrinatio Mariae, Pelerinajul Mariei în comunitățile noastre, în 2014, în august, la obișnuitul pelerinaj, a fost încoronată această icoană, după ce, în aprilie, a și fost la Vatican, la Roma, și Papa Francisc a binecuvântat icoana Sfintei Fecioare Maria de la Cacica. S-au îndreptat și mereu se îndreaptă spre această icoană, o copie a icoanei Sfintei Fecioare Maria Madonna Nera de la Częstochowa, și de-a lungul timpului în această comunitate nu au fost credincioși comunitatea poloneză din Cacica, dar iată, a devenit pentru toată dieceza și nu doar pentru toată dieceza, pentru că în 97 sanctuarul de la Cacica a devenit sanctuar național, și sunt mulți din afară care se îndreaptă spre... Ce găsesc credincioșii aici, așa cum ați descoperit și preasfinția voastră, la sanctuarul de la Cacica? Găsesc o familie. O familie mărită, o familie în care intră toți credincioșii noștri, cei care o iubesc pe Maica Domnului. Și era firesc, dacă ne-ați amintit de acest program, să procedăm în această manieră cu Maica Domnului, mama noastră, mama familiilor. Dacă noi ne-am îndreptat 3 ani de zile spre familie ca și una dintre cele mai mari valori pe care Dumnezeu ne le-a oferit și pe care le are biserica, atunci am spus că e bine ca Maica Domnului chiar să intre în toate familiile noastre, în toate parochiile, cât a fost posibil. A fost un pelerinaj lung în Maicii Domnului, sărbătoare de sărbătoare, imaginea Maicii Domnului ajungea într-o comunitate, începând de la episcopia noastră și în toate comunitățile parochiale mari care au dorit să o vadă. Apoi, sigur că a fost momentul când, la sfârșitul acestui pelerinaj, am ținut să o încoronăm. Trebuie să vă spun că credincioșii și mai ales credincioasele, tinerele, mamele, au fost extrem de generoase față de Maica Domnului și față de icoana ei, încât au oferit multe bijuterii personale, le-au oferit și pentru ce? Pentru a face o coroană. O coroană pe care noi, sigur că o vedem acum pe fruntea Maicii Domnului și a pruncului Iisus, o coroană care este darul familiilor noastre, darul tinerilor, darul mamelor, pregătită de fapt la Częstochowa. Și cumva binecuvântată de acolo, pentru că de acolo provine această imagine, copie aici la noi. Și iată, am reușit în felul acesta să facem o unire între familiile din Polonia cu familiile de aici, din România, din Bucovina, din dieceza noastră. Și sigur că aceasta a fost pentru credincioșii noștri o mare bucurie și un moment de însuflețire puternică aici la noi, în Cacica. Aș face un pas înainte și nu putem să nu amintim de acea imagine memorabilă a icoanei Sfintei Fecioare Maria de la Cacica din fața Palatului Culturii împreună cu actualul Sfânt Părinte Papa Francisc, care nu doar că s-a apropiat de această icoană, dar s-a și rugat cu și pentru țara noastră, dieceza noastră, încredințându-ne Maicii Sfinte în fața acestei icoane binecuvântate. Sigur că era firesc atunci când Sfântul Părinte a avut posibilitatea să vină la noi. Am ținut mult, mult, mult să ajungă la Iași și sigur să întâlnească și imaginea pe care el a binecuvântat-o când am dus-o noi așa încoronată, adică îmbrăcată într-o haină nouă la Roma. Și sigur că Sfântul Părinte a fost extrem de sensibil față de acest punct, familiile și Maica Domnului, familiile, tinerii și Maica Domnului,
ce e în vârstă și Maica Domnului. Și de aceea a primit cu mare bucurie această invitație de a veni la Iași și noi am ținut, dacă nu s-a putut cuprinde tot teritoriul, ca Maica Domnului de aici, de la Cacica, să ajungă la Iași și nu numai să ajungă, ci să și fie aleasă una dintre Maica Domnului, ocrotitoarea noastră, ocrotitoarea familiilor și a tinerilor. Pentru că acest lucru a fost un gest deosebit din partea Sfântului Părinte, Papa Francisc, pentru noi. S-a imprimat puternic această întâlnire a Sfântului Părinte cu imaginea de aici, din Cacica, și cu noi, cu toți. Și rămâne ca un punct de referință și pentru Sfântul Părinte, dar mai ales pentru noi, pentru toți credincioșii, catolici, ortodoxi, pentru că Maica Domnului este a tuturor și noi formăm toți o familie în jurul ei. Venim la hramul de anul acesta, iată, într-o condiție diferită de alți ani. Ați amintit și preasfinția voastră că au fost timpuri grele. Probabil și anul acesta simțiți și pentru acest pelerinaj că e un pelerinaj atipic. Noi spunem hram, că n-am insistat așa mult pe pelerinaj. Mulți credincioși au venit la Cacica, pentru că noi ne gândeam în situația de față că vor fi mai puțini. Dar iată că au înfruntat frica și au venit la Cacica. Dar mulți, și sunt mulți care ne privesc în acest moment, care ascultă din partea noastră și vor să simtă această sărbătoare de aici, de la Cacica. Vor să trăiască, chiar dacă n-au putut să vină, pentru că am avut așa de multe telefoane și eu, dar și Părintele Anton Mărândescu de la Sanctuar, dar și alții spuneau: părinte, de 30 de ani, de peste 30 de ani, din anii 80, venim aproape în fiecare an, chiar unii spuneau în fiecare an la Cacica, anul ăsta, ce facem, mergem, nu mergem? Și era așa o stare. Unii au spus, da, vom merge cu siguranță. Ce le transmitem celor de acasă, care nu pot să participe aici, împreună cu noi, în la hramul de la sanctuarul de la Cacica? Mai întâi aș dori să spun un mulțumesc Ercis Mass Media, pentru că a oferit un asemenea prilej ca, dacă n-au putut să vină credincioșii, să poată să intre în comuniune și ei toți de acasă prin mijloacele de comunicare. O felicitare pentru acest gând și acest moment și această inițiativă. Sunt sigur că mulți dintre credincioșii noștri care, iată, v-au chemat la telefon sau v-au trimis mesaje, se bucură enorm de mult că s-a putut astfel face legătură între sărbătoare și sărbătoare. 15 august rămâne în centru al vieții noastre creștine aici la Cacica și în întreaga dieceză și sigur că, iată, credincioșii pot în toate părțile să intre în comuniune cu noi. E un moment greu. Tocmai acum este mai mult nevoie de o asemenea întâlnire între Maica Domnului și credincioși, între credincioși și Maica Domnului, între Cacica și fiecare parochie, între toți fiii bisericii noastre. Nu trebuie să uităm că acest lucru este deja cunoscut prin întreaga lume, că România, și aș duce Bucovina, și aș duce Moldova, este practic cum așa numit grădina Maicii Domnului. Aici Maica Domnului este cinstită, iubită, prețuită, catolici aici la Cacica, ortodoxi acum la mănăstirea, sigur că cea mai vestită aici în zonă, la noi din Bucovina, toți se adună în 15 august să o întâlnească pe Maica Domnului. Sunt bucuros că vă văd, că transmiteți, că vă oferiți, că iubiți familia creștină a noastră din Moldova și din România.
Îndreptându-vă către cei care ne privesc în acest moment și care nu sunt aici, ce le spuneți, ce mesaj le transmiteți? Pentru că mulți sunt cu această durere în suflet că nu pot să fie aici și ne-au spus lucrul ăsta. Au venit mii de mesaje în aceste zile, de ieri, astăzi, la celebrările pe care le-am transmis și un cuvânt de încurajare pentru cei de acasă. Sigur că trebuie să ne îndreptăm spre toți de aici, de la Caceca, și să îi încurajăm spunând că avem o mamă. Iar mama iubește pe toți. Nu îi exclude pe niciunul. Mai ales atunci când sunt în greutăți, probleme. Spiritul acesta pe care Dumnezeu l-a așezat în inima mamei se găsește eminamente în inima Maicii Domnului. Și ea este cea care cu adevărat se îndreaptă spre toți. Și încurajăm pe toți credincioșii că momentul acesta este un moment de verificare a credinței noastre, legăturii noastre cu Dumnezeu și Maica Domnului. Și sigur că de aici și de la Caceca aș dori să le spun tuturora curaj, curaj. Și trebuie să știm că trebuie să fim fericiți că avem o mamă bună. Fericit cel care are o mamă bună, spunem noi pe aici între noi. Fericiți suntem noi că avem o mamă ocrotitoare, Maica Preacurată Fecioară Maria. Și aici, și la Putna, și la Iași, și la București, și la Lourdes, și la Fatima, și la Șestocova, și peste tot, Maica Domnului este aceeași care ne caută și ne iubește și ne împărtășește binecuvântările sale. Ne-l dă pe Iisus. Asta este, practic, esențialul pe care noi îl avem ca dar din partea mamei noastre. Tuturora curaj, pentru că momentele acestea de încercare trec, ele ne pun nou în examen, ele ne verifică, ele ne întăresc, ele ne dă și o speranță unei ieșiri din această situație în care ne aflăm. Sperăm că Maica Domnului va fi aceea care va îndepărta acest virus în alte părți, sau mă rog, să le elimine completamente din viața noastră credincioșilor. Tuturora curaj! Maica Domnului e cu noi. Și dacă Maica Domnului e cu noi, Dumnezeu e cu noi. Și trebuie să știm că de aici, de la Caceca, primim acest imbold, această chemare și această asigurare. Dumnezeu și Maica Domnului e cu noi. Mulțumim, vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră, Sfinției dumneavoastră, în primul rând în numele tuturor celor care ne urmăresc, vă însoțim cu rugăciunea și vă dorim în continuare o sărbătoare binecuvântată. Să dea Domnul să avem acest moment și participăm cu bucurie toți, cu posibilitățile noastre, cu grijile noastre, cu suferințele noastre, acum la Maica Domnului și toți cei care se unesc cu noi au această posibilitate prin Ercis Media. Vă mulțumim frumos și Dumnezeu și Maica Domnului să vă susțină mereu în această lucrare, operă, împreună cu Radio Maria și Maria TV. Mulțumim, așa să dea bunul Dumnezeu. Iată, dragi prieteni care ne urmăriți de acasă, a fost alături de noi preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași. Îi mulțumim pentru toate aceste cuvinte, pentru toată această încurajare de care orice credincios, orice noriaș are nevoie până la urmă de la păstorii săi. Vă reamintim pentru cine a intrat pe canalele noastre media puțin mai târziu, suntem în direct de la Sanctuarul Marian de la Caceca, suntem într-o zi binecuvântată, 15 august, în sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și ne pregătim de Sfânta Liturghie Pontificală a Hramului. Sfânta Liturghie ce va începe în doar câteva momente, de la ora 11, așadar, noi vă vom fi în continuare însoțitori de drum, echipa Ercis Media, așa cum ați auzit, dați în voie să-i reamintesc și pe colegii mei care de la regia tehnică se ocupă, iată, ca tot acest sunet și imagine să ajungă în casele dumneavoastră cât mai clar. Îl amintesc pe Eduard Lucaci, Silviu Dogariu, Silviu Jitaru și Gabriel Măriuț. Suntem o echipă care vă roagă să aveți răbdare cu dânsa, pentru că suntem la început, dar ne dorim să creștem împreună și împreună cu dumneavoastră să ne bucurăm de toate aceste momente
momente de har, momente binecuvântate, momente prin care ne folosim de aceste instrumente, așa cum ne îndeamnă și Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru a aduce vestea cea bună în casele celor care au mai mare nevoie de această veste bună, de cuvântul Domnului, dar și de rugăciune, de această comuniune de rugăciune până la urmă în marea familie, în marea familie a lui Dumnezeu.